Sunt Ionel, un apicultor la marginea gardului, apicultor electric, apicultor la apicines, un oltean în Franța. La mulți ani măriilor, mărioarelor, măriuțelor și mărinilor din apicultură și nu numai, la mulți ani mama, la mulți ani Ana Maria, la mulți ani Maria Ines și tuturor celor care astăzi, într-un fel sau altul, vă bucurați de aceste mări și mărioare și mărini. După micul video în care am urat specific treaba asta și va fi încărcat primul, am zis, haideți totul să fac și un mic dar, un mic cadou pentru apicultori, apicultoare. Și unul din subiectele pe care m-am gândit azi noapte să-l discut, așa înainte să mă ia somnul, a fost acesta legat de câteva trucuri în creșterea lăptișorului de matcă. Nu sunt cutiile lângă mine, dar sunt mai multe abordări. Există abordarea de a crește în laterală pe nivel orizontal, deci nu pe înălțime, pe orizontală, în care tu cutia de 12, de 10 rame, de 24 de rame, dacă ai cutie o orizontală, ai împărțit-o, în care lași pentru rugină și credeți-mă că nu-i trebuie într-un mod de administrare zilnic, nu-i trebuie mai mult de 5-6 rame în partea de cuib. Dacă e cutie de 10 rame, un pas clar pe 5 rame și hai să zicem că îi lași acolo 4 rame și în partea cealaltă unde tu vei face creșterea și unde va fi urdinișul activ, în felul acesta ai cele 6 rame ca să poți să introduci și rama de creștere. Și la acest model tot timpul vei avea zilnic aproape, sau dacă nu din două în două zile, joc de rame dintr-o parte în alta, pe dăi de la regină cele oate, ai și cu ce transvaza și muți în partea lantă și aduci o la regină, în zona aceea, aduce ramele cu puiet unde a deja că cu ecloza puietul căpăcit sau va decloza. La început cutia e separată cu diaframă totală, dar după aceea, sus au Sites și Hahnemann, dar după aceea poți să introduci o diaframă cu Hahnemann, două Hahnemann puse pe așa cum un spațiu de circulație a aerului și aerului și albinei dintr-o altă parte, dintr-o parte în alta. Aici nu mai intră pe ordiniș, tot timpul se va face transferul prin această ecluză de două Hahnemannuri. Asta ca să zicem că nu se apucă regina să pipe pe la Hahnemann să transmită feromonul partea cealaltă și va transmite doar cât poate albina. Odată ce este pornit pe metoda aceasta, ai ridicat diaframa totală, o bagi pe aceasta cu Hahnemann și tot timpul în partea dreaptă cu un pic mie pe mână, vei face creștere acolo și vei recolta. Ideea este că pe leaț, da, dacă zicem că lucrui pe dadan, pe leaț vei avea tot timpul două leațuri la recoltat cu o pauză între zi, de o zi între ele. Dacă nu ești ordonat la managementul de larvă, poți să recoltezi sub 70 de ore, să nu aștept să fie 72 de ore, să recoltezi la 60-65 de ore, în așa fel încât să nu fie căpăcită. Dacă e căpăcită, deja e o problemă acolo. Asta ar fi pe partea orizontală. Când urci pe înălțime, cum eu lucru pe mer, în general la familiile pe care le au pentru creștere, am regine care au deja o vârstă, sunt trecute de anul 2. De ce? Fiindcă ele vor avea tot interes să crească pe de o parte trânturi, pe de altă parte să accepte doi ca să facă această creștere de lăpușor de marcă. Și am cele două corpuri unei cuibu de reginei. O regină de anul 2 și nu mai duce ea 3 corpuri, cele mici pot duce 3 corpuri, cele tinere. Se poate face creștere și pe cele tinere, de acolo trebuie să urmărim regine tinere, trebuie să urmărim un artificiu, așa că trebuie bine explicat acel truc. Și automat sunt cele două corpuri, corpul de strânsură și corpul 4 fac creșterea. Între corpul 2 și corpul 3, Hahnemann, să nu circule regina. Iar în corpul 4 fac creștere, la fel acolo pot să am o metodă de a izola cât mai multă doică. Dacă izolez mutile sau orice cât mai multă doică sus voi avea plasă antivaroa care permite și un alt spațiu care să-i permite să ventileze. Și tot timpul doar dai capacul, dai podișorul și joci cu rama de creștere sus. Același concept este recoltezi la 60 și ceva de zile dacă nu ai mâna și ochiul să iei larvă ca de regine.
ca să nu pierzi, să nu apuce, să căpăcească, să fie prea bătrâne, să ai mai puțină producție. Dar cei care deja vă ți ochii și mâna, nu trebuie să vă bateți capul cu treaba aceasta. Acum, sus, în corpul de sus, de creștere, poate să fie metoda lipsă de puiet sau poate să fie făcut magnetul de doici. În lipsă de puiet, pe metoda aceasta, nu urci nimic sus, ai doar miere și păstură. Fiind păstură, ai motivat albina să urce sus, ai izolat-o la fel cu o plasă varouă, în partea și sus și jos. Albina are posibilitatea să ventileze, să aibă aer, să nu se sufoce, fiind mult albina doi călcată sus. Apoi, după ce ai pornit prima dată lucrul acesta, el nu mai are nevoie de izolație, de scosita, doar 24 de ore și pe urmă creșterea continuă din instinct. Albina are un instinct de a crește boci și nu scade cu nimic numărul dacă faci lucrul acesta continuu și nu faci întreruperi. Pot să se țină tot sezonul, care nu sunt foarte motivate, deci unele nu sunt foarte motivate să crească în mod continuu regine, adică clar, bocile respective vor fi unde au regină tânără, unde e potentă, unde ponta merge bine și unde feromonul e foromonii foarte puternic. Dar reginele de trecut de anul 2, nu îi se apare problema aceasta. La producerea de lăptișor de matcă, este evident că ai nevoie de o conduită specifică în tot procesul acesta, și de transvasare, și de recoltare. Și sculele cu care lucrui trebuie să fie perfect igienice. Și asta este un lucru obligatoriu, e o muncă de laborator și nu se pot accepta compromisuri. Fiindcă este un produs care numai că este alimentar, da, de ce îl mănânci, aștept să aibă și beneficii suplimentare. Atunci, dacă faci creșterea de lăptișor de matcă și vii și dai fumigații cu tot felul de substanțe remanente cancerigene, ce rost are să faci lăptișor de matcă? Asta am știți comentariul și cu critica sau recenzia pe care o fac. Acum, un lucru foarte critic în procesul acesta este managementul ramei de larve. Dacă nu ai un stup aparte pe care să-l gestionezi, eu am ales în felul următor. Pe lângă fiecare crescător, în laterală, am două roiuri făcute timpuriu, la care tot timpul acolo, regine fiind tinere, nu am o problemă să am ramă cu larve adecvate. Și în fiecare roi eu îmi gestionez prin cadență, deci când într-o parte, când în alta, rama în așa fel încât eu când am rama, pe rama aceea am larve cu o variație de maxim 12 ore între ele. Și asta te ajută foarte, foarte mult. Roiul acela sunt foarte bine hrănite, e o abundență de lăptișor, larvele n-au cum să aibă partea aceasta de subnutriție, să fie subnutrite și să zici că sunt larve tinere de până în 30 de ore, dar de fapt ele zbăboaște. Și asta este critic în procesul acesta. Fiindcă dacă faci lăptișor pe un leat, nu e o problemă, alegi pe rama care ai găsit-o după niște larve să completezi doar la leat. Dacă ai mii de larve de transvasat, și durează, da, durează, trebuie să ai larvele potrivite, să nu stai să alegi după ele pe ramă. E un proces acesta și de asta este bine să jucați în felul acesta. Eu asta l-am făcut când am făcut intens, intens, așa am lucrat. Acum, ăștia sunt stupi care lucrați în prezența reginelor partea de lăptișor de matcă. Mai există și varianta în care tu formezi acest starterofan și crești în starterofan. Da, există o diferență de gust între celofan și celălalt în prezența mărcii. Asta este evident, dar o să-l gustați și o să vedeți diferența. Cel la starterofan l-ai debutat, ai rupt botcărița când ai avut puietul căpăcit. În principiu ai ce trebuie să ai în starterofan. Rama cu miere, obligatorie, ramele de polen de păstură, da? Și ramele de puiet căpăcit la ecluzare. Și asta trebuie să faci. Cum lucru pe mer, corpul 1 este pentru treaba aceasta de rame cu miere și păstură, iar în corpul 2 fac gestiunea aceasta de puiet general, unde am puietul căpăcit, am foarte multă doică. Și din când în când le scot pe cele care au eclozat
și în care băga în miere și le duc în partea cealaltă la roiuri să-și consume, să fie în felul acesta un ciclu. Și răpesc de acolo, din roiurile ajutătoare, răpesc aceste rame de puiet căpăcit spre eclozare. Și asta este jocul tot timpul în starterul orfan, da, unde faci creștere. Numai dacă discutăm de colonii mici, poți ajunge să recoltezi dintr-un crescător din acesta cu prezența reginei undeva la 40-60 pe recoltare de grame de lăptișor. Dacă creezi acest starter orfan și ai mega colonie acolo, n-ai 20.000 de albine, ce ai 60.000 de albine doică, acolo discutăm de alte cifre. Dar aș mai veni la o altă discuție foarte importantă. Cu ce hrănești? Fiindcă și într-o parte și în alta trebuie să existe hrănire. Ideal ar fi să mergi doar pe produsele stâlpului, polen și cu miere. Da? Miere în ramă, polen în ramă și eventual să faci un sirop de miere ca să dai acolo în prezența în al treilea nivel, să atragi mai mult flux de albine. Asta ar fi două lucruri importante, să ai un management al ramei și la ramei de larve și apoi hrănirea să o faci cu produsele stâlpului. Când o faci cu produsele locuitoare, să știți că în analiză iese. Și atunci se distinge că nu este o miere și este altceva. Acum, din experiența mea, când fac acest lăptișor de matcă, eu am acote, cum zic francezii, laterală, lângă, am acele familii pe care le motivez și le am ca rezerve pentru a produce partea de hrană pentru acești crescători. Aceea îi hrănesc cu tortă proteică, aceea pot să-i hrănesc cu sirop dat din găleată și de acolo, după ce albina a trecut în proces, recoltez rame cu puier, recoltez rame cu miere, recoltez rame cu păstură, iar dacă sunt într-o zonă bună de recoltat polen, recoltez și polen și administrez. Administrarea polenului poate să fie simplă, o arăta într-un filmuleț mult mai vechi Mike Palmer, efectiv iei rama, torni polenul și tasez cu mâna și pe urmă dai acolo în prezența, în lateral la ramelor de creștere. Deci sunt variante, nu trebuie să ne plângem, doar trebuie să le aplicăm. Și cu YouTube acum am dat șansă să ne inspirăm. Eu recoltez, eu, Ines, trebuie să specific treaba asta, Ines este deja specializată pe treaba aceasta. Mă întreabă, avem ramela recoltat, tati, nu că... A mai fost ciclul când eu le-am sărit și a repornit crescătorii, ți-a un pins ca la Dacia când o împingeai să pornească motorul că nu mai aveai baterie. Și au mai fost momente când, din motive de management, a ramei sau ploii sau o muncă peste... nu m-am ținut de flux. Și atunci, când fac recoltarea, este bine să o să faci în condiții foarte optime, să ai sculele specifice pentru recoltarea larvelor. Noi larvele, dacă sunt larve corecte în vârstă, nu le aruncăm, le servim, e un deliciu. Dacă sunt larve prea bătrâne, că se mai întâmplă și situații de genul ăsta, le servesc găinușele lui Marc. Iar lăptișorul este recoltat cu instrumente specifice, sterile, direct în borcan. Borcanelul respectiv, după ce a fost umplut, se pune dopul, se sigilează și se bagă în congelator până vine momentul în care să fie livrat la client. Ce consumăm noi, ținem în frigider și consumăm de acolo tot sezonul când apicol și avem rezerva și de iarnă. Cam asta este, oameni dragi, despre trucurile. Sunt sumar, așa trecut în vedere, ca și dar pentru mărini și mărioare. Astăzi, 15 august 2023. La mulți ani încă o dată și să ne auzim și să ne vedem sănătoși. Cu drag, Ionel, un oltean în Franța, apicultor la Apisines.